Ar fi fost foarte bun un program național, nu prin Ministerul Sănătății, să se implementeze în școli, în facultăți, un program din acesta de educație pentru sănătate. Dar așa este și avem foarte multe visuri legate de acest subiect. Da, visăm cu ochii deschiși spre astfel de programe, dar eu cred că la un moment dat acestea vor apărea din necesitate, în primul rând, și bineînțeles că acest lucru ar fi cel mai important lucru și un program de educație în școli ar fi nimerit în special la mămici, pentru că de acolo trebuie să plecăm. Noi trebuie să plecăm, de fapt, în educație din primii ani de viață. Știi? Să începem cu dreptul. Și cu dreptul însemnând imunitate la mamă, înseamnă o perioadă de alăptare. Știi că mamele acum nu mai alăptează, că nu mai pot, dar nici nu sunt foarte mult ajutate, știi, să alăpteze cât mai mult. Și există praguri. Apropo, o mămică când alăptează are de multe ori senzația că renunță, că nu mai poate să alăpteze. Și dacă e consiliată și ajutată, ajunge să alăpteze până la un an și ceva, aproape doi. Foarte important acest lucru, pentru că bazele imunității se pun în copilărie, în primul rând. Dar, pe de altă parte, pe mine mă îngrozește mereu când aud asta. Dacă n-ai alăptat copilul, gata, i-ai distrus imunitatea. Ea totuși poate fi sporită și pe parcurs. Ok, n-am alăptat, nu vorbesc neapărat despre eu am alăptat puțin copii, puțin. Câteva luni fiecare, n-am ajuns la nici măcar la 6 luni cu niciunul dintre ei. Dar se poate recupera, nu? Lucrăm la imunitatea noastră și așa, la 50 de ani și când suntem oameni în toată firea. Putem lucra mai departe, ne-o putem reconstrui. Imunitatea este o stare de echilibru în corp. Ea, într-adevăr, întotdeauna poate să fie în plus sau în minus, dar tot timpul este reparabilă, bineînțeles. E foarte important, în schimb, să știm cum stăm. Marea majoritate a medicilor nu investighează, din păcate, partea asta de imunitate și o parte o fac. Acum depinde foarte mult ce se cere, știi? Dar eu, de exemplu, ăsta e primul lucru pe care îl fac în cabinet când vine pacientul, investighez starea de imunitate. Și astfel am aflat, dacă investigăm starea de imunitate, că sunt anumite lucruri, ca de exemplu infecțiile, care pot să blocheze corpul și multe din infecții, cum spuneam în alte emisiuni, nu ajung să fie depistate în sânge și atunci noi ne considerăm sănătoși, dar nu suntem sănătoși. Și fiindcă vorbim astăzi despre adevăr și falsitate în corpul uman, uite, asta ar fi un subiect de un lucru fals. Și anume că toate acele persoane care nu s-au îmbolnăvit sau care n-au dureri, știi? Sau care n-au simptome fizic, de exemplu, ai o infecție renală, să zice, sau o cistită și te duci la medic și medicul spune, uite, ți-am descoperit cum sunt eu, da? Aparatele mele descoperă că sunt probleme, sunt infecții în corp. Și pacientul spune, dar dacă eu nu simt nimic, doamna doctor, nu cred că am, că am fost și mi-am făcut și analizele și nu ies și așa mai departe. Dar poate să fie o infecție foarte ascunsă, foarte blocată. Locată, știi, Alice? Și atunci noi trăim cu această impresie falsă că suntem sănătoși, știi? Și de fapt noi nu suntem sănătoși și așa se explică de ce la un moment dat clacăm și de ce imunitatea noastră lasă de dorit și ne face surprize.